La Suceava s-a înregistrat un caz de infectare cu virusul West Nile, primul din ultimii 4 ani. Direcția de Sănătate Publică a informat că rezultatele de laborator au confirmat diagnosticul de meningită provocată de virusul West Nile la o pacientă în vârstă de 69 de ani din comuna Rădășeni. Femeia a fost internată la Spitalul Sfântul Ioan cel Nou din Suceava în perioada 8-21 septembrie. Pe data de 21 septembrie, femeia a fost externată, deoarece starea ei de sănătate s-a ameliorat. DSP Suceava a precizat că din luna iunie, când debutează perioada anuală de supraveghere a neuroinfecției cu virus West Nile, au fost investigați 12 pacienți cu suspiciuni pentru acest diagnostic, iar cazul femeii din Rădășeni este primul și unicul confirmat de laborator. În județul Suceava, ultimul caz fusese confirmat în anul 2019. DSP Suceava a subliniat, infecția cu virusul West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin înțepătura de țânțar. Manifestările infecției sunt cele ale unei meningite sau meningoencefalite, însoțite de febră, pentru care se recomandă adresarea de urgență către medicul de familie sau unitate medicală.